unui părinte de la Frăsinei. Odată a mers părinte Sofian acolo și a slujit. Și exact același lucru spunea. Și că niciodată nu i s-a întâmplat să simtă ceea ce a simțit când a slujit părinte Sofian. Și era expresia lui, băi, nu știu, a luat foc toată biserica. Când a început să slujească părinte Sofian, a luat foc toată biserica. Da, da. Da. Doamna Cristina are și dânsa o mărturie în carte. Eu vă spun numai așa o mică mărgică, pentru că eu acum am văzut vreo 10-12 persoane care sunt de la Antin. Am văzut câteva persoane care sunt de la Antin. Cred că sunt vreo 10-12. Dar eu știu că nu vor vorbi, nici eu nu prea vreau să vorbesc, pentru că ținem așa aproape secret pentru fiecare ce ne-a spus părintele. Pe urmă, și pentru că știm vorba asta că dacă spui nu se mai împlinește sau se întâmplă ceva. Dar eu vreau să vă spun totuși ceva. Că de câteva ori l-am auzit și eu pe părintele vorbind despre rugăciunea inimii. Și odată am avut curajul să-l întreb, dar de unde știm, cum știm că rugăciunea ne spunea că se înrădăcinează în inimă. Și l-am întrebat cum știm că ce semn avem când se înrădăcinează, că s-a înrădăcinat. Și atunci părintele mi-a spus, se spune și în vis. Se spune în vis. Începe rugăciunea să se spune în vis. Acum, eu v-am spus acest lucru, dar vă spun, părintele mi-a spus odată ceva. Mi-a spus că nu trebuie să spunem niciodată când ni se întâmplă nouă ceva. Și să spunem că am auzit de la cineva că i s-a întâmplat cu tare lucru. E, atâta v-am spus.